Potrivit informațiilor apărute deja în presă, stația de tramvai va fi gata în aproximativ 30 de zile în funcție de condițiile meteo. Previziunea îi aparține directorului STB, Mihai Petcu. Pe cealaltă parte, Nicușor Dan nu a avansat deocamdată niciun termen. Edilul doar a postat că noua stație de tramvai din pasajul Piața Victoriei se va conecta cu stațiile de metro Victoriei 1 și 2. În acest moment, bulevardele Nicolae Titulescu și Iancu de Hunedoara din Piața Victoriei sunt traversate de tramvaiele 1 și 10. Vestea că se lucrează în pasajul Piața Victoriei pentru realizarea unei stații de tramvai i-a bucurat pe bucureșteni, mai ales că cei care vin cu tramvaiul pe această rută vor coborî chiar în Piața Victoriei, nu la câteva sute de metri distanță ca până acum. Direct din pasaj, aceștia vor putea să acceseze și stația NOD de la Victoriei, de unde pot lua metroul către aproape toate direcțiile. Multă vreme s-a discutat despre interconectarea transportului în comun din capitală. Printre cele mai celebre tentative este și stația intermodală de pe pasajul Basarab. Inaugurată în 2013, după o investiție de 11 milioane de euro, stația a ajuns o ruină în timpul mandatelor Oprescu și Firea. Mai multe imagini postate pe pagina de Facebook a Asociației Metro arătau anul trecut dezastrul de acolo. Trotuarul rulant făcut la pachet cu pasajul Basarab ajunsese în doar 7 ani o ruină. Colac peste pupăză, mânjirea cu grafiti și noroi a bunurilor, pentru care municipalitatea a plătit bani grei, s-a întâmplat chiar sub ochii polițiștilor locali. Aceștia au un birou chiar în stația intermodală. Biroul poliției locale este singurul lucru îngrijit din toată stația. Pasajul Basarab a costat 204 milioane de euro și a fost până de curând locul ideal pentru filmat videoclipuri și reclame. Mizeria a distrus însă magia. Sunt Ana Maria Păcuraru și zilnic dau check-in acolo unde descoperim o problemă. Astfel, autoritățile vor avea o hartă cu puncte în care trebuie să vină cu soluții. Dacă aveți o propunere de subiect, trimiteți un mesaj la martorocular@realitatea.net.